Posibilitatea de a opta ca o parte pentru privat și o parte să fie administrat de stat? Suma acumulată până în prezent, da, ca stadiu de cotizare la pilonul 2 de pensii, va reveni fiecărui contribuabil și va fi la dispoziția lui să opteze dacă o direcționează către privat pentru întreaga sumă. Dacă el dorește, de exemplu, să-și reîntregească pensia în sistemul public, da, de sănătate administrat de stat, poate să facă acest lucru. Sunt destul de multe discuții din acest punct de vedere și destul de multe persoane care își manifestă neîncrederea din acest punct de vedere. Pentru că sunt două aspecte din acest punct de vedere. Unul este legat de suma care ar reveni astăzi unei persoane dacă ar trebui să primească pensie în baza pilonului 2 și din analiza estimată pe care o avem astăzi ar lua 25 de lei, ceea ce e o sumă infimă. Da, doi ar fi o... Raportat la sumele care au fost introduse în cadrul pilonului 2 de pensii, sumele care le-ar putea obține la sfârșitul perioadei de cotizare, da, deci după 65 de ani, ar fi astăzi, din estimările noastre, 25 de lei pe lună aferentă pilonului 2 de pensii. Plus de asta, este un mix între cele două, și stat și privat. Vrem să dăm posibilitatea să fie stat și privat și să opteze fiecare dintre cei care doresc să facă acest lucru către stat și către privat, să nu mai fie un mix sau să nu mai fie un număr de companii care își administrează. Da, dar trebuie să țineți cont că acele companii care administrează privat acești bani, administrează totuși banii unor persoane. Același lucru se întâmplă și în pilonul 3 de pensii. Și în pilonul 3 de pensii atunci e tot privat, nu? Adică poate înțelea pensie obligatorie către stat? Nu. Deci discutăm, avem pilonul 1, pilonul 2 și pilonul 3, da? În pilonul 1 este cel de stat, pilonul 2 este acest mix companii private care administrează aceste sume și în pilonul 3 eu ca și contribuabil mă duc și depun banii mei la un fond privat și obțin ulterior, la sfârșitul stagiului de cotizare, o pensie. Domnul ministru, având în vedere această propunere, considerați că mai e justificată amenda dată de ASF fondului privat ANG atunci când a avertizat de posibilitatea privatizării? Ceea ce se întâmplă parțial acum, naționalizării fondului? Nu se produce o naționalizare a fondului, eu repet. Dacă banii dumneavoastră considerați că sunt naționalizați, dacă dumneavoastră optați la stat sau la privat, cred că totuși avem viziuni diferite asupra naționalizării. Nu, dar companiile... Legat de ce va face ASF-ul, nu știu, va trebui să discutați cu președintele ASF și să îi solicitați... Statul ia de la fondurile private în acest fel sume importante. Poate sunt 35 de miliarde care sunt administrate în acest moment de către companii private. Da? O parte din acești bani se vor întoarce la stat, o parte din acești bani vor rămâne la companiile private. Da. Este foarte adevărat ce spuneți. Din estimarea noastră sunt aproape 40 de miliarde. 40 de miliarde. Da. Considerați că și pe viitor, am înțeles cum stă treaba cu acești bani care sunt deja în administrare. Pe viitor, un angajat care nu va vrea să contribuie cu această, va alege fondul privat. Se va vira automat, angajatorul va vira automat cu aceeași contribuție de 2% sau 5% către fondul privat? Răspunsul este da. Și statul va mai beneficia de acea deductibilitate și de acea scutire de impozit pe care o are acum dacă contribuie la pilonul 3? Va avea, bineînțeles, deduceri. Și amenda vi se pare justificată, totuși revin. Nu pot să fac comentarii asupra unei amenzi instituite de ASF. Modificarea cadrului de taxare pentru companii este o decizie fermă sau este un proces de analiză și ar putea să rezulte alte decizii? Este un proces care este în studiu, nu este o decizie definitivă din acest punct de vedere. Vrem să ne asigurăm că suntem echilibrați și că nu creăm un prejudiciu la nivelul companiilor de stat. Așa este, e trecută în programul de guvernare și dorim să o implementăm.
dar vrem să ne asigurăm asupra modului în care se va implementa astfel încât să nu afectăm. Va fi implementat prin... O să vedem ulterior unde se va realiza acest atribut. Explicați-ne un pic, că nu am înțeles cum e. Ați spus că acum sunt 40 de miliarde, aproape 40 de miliarde, în pilonul 2. Cum, cu acești 40 de miliarde, vor fi mutați toți în pilonul 3 sau o parte se vor duce și în pilonul 1? V-am spus că este la libera opțiune a fiecărui contribuabil, care a contribuit la acest pilon. Da? Eu ca și persoană, dacă am contribuit la pilonul 2, da, și eu sunt unul dintre cei care am contribuit la pilonul 2 datorită vârstei, voi opta dacă redirecționez suma acumulată în contul meu la pilonul 2, către pilonul 1 sau către pilonul 3. Modul efectiv în care se va realiza acest lucru va fi realizat automat. Încercăm să vedem exact care e procedura, astfel încât să influențăm cât mai puțin, să creăm cât mai puțină birocrație și să nu punem oamenii pe drumuri din acest punct de vedere. Sau pentru stat, dacă ați fi pus într-o astfel de situație? E o opțiune privată. Dar de ce s-au făcut aceste modificări așa peste noapte? Care este rezultatul așteptat? Companiile care administrează pilonul 2 de pensii încasează, după cum bine știți și cred că știți acest lucru, încasează comisioane de management și de administrare. Sumele, vreau să vă spun că sunt foarte consistente în momentul de față. Adică și ele erodează într-un fel sau altul din pilonul 2. Dar nu e firesc să încaseze astfel de comisioane având importanța, având în vedere importanța unor astfel de fonduri? Este firesc ca un management care este performant și care realizează performanță să fie plătit corespunzător. Aici, în schimb, trebuie să păstrăm un echilibru și să ne asigurăm și că randamentul este unul corelat cu veniturile pe care le realizează. Vă îngrijorează randamentul acestor fonduri private? Este oricum mai mare decât asta. Analizăm inclusiv acest lucru. Vreau să vă menționez că există certificate de trezorerie care au un randament mai bun și aceste piloane plasează banii, de exemplu, în certificate de trezorerie, obținând o dobândă mai bună și diferența o păstrează. Deci nu în toate situațiile este un randament mai bun decât cel de la stat. Asupra bugetului asigurărilor sociale de stat. Vă rog frumos, după aceea să încheiem, că trebuie să mă retrag. Sumele vor fi calificate pe modelul depozitelor bancare sau... Da. Asupra bugetului de preț. Garantat. Scuze? Eliminarea pilonului 2. Ce efect va avea asupra pilonului 1, asupra pensiilor de stat? Păi dacă dumneavoastră veți opta ca banii să meargă la pilonul 1, va crește ponderea la pilonul 1. Dacă dumneavoastră veți opta către pilonul 3, cel privat, indiscutabil că va crește ponderea sumelor administrate de către pilonul 3-2, va crește contribuția care merge, acea contribuție care acum merge, obligatorie merge la pilonul 2, va merge la pilonul 3. Deci, funcție de opțiunea dumneavoastră. Nu dorim să... Sumele din pilonul 3 vor fi garantate sau pentru pilonul privat? Nu pot să vă spun cum veți opta dumneavoastră, de exemplu. Pentru că nu avem cum să facem... O decizie importantă este când iei decizia. Trebuie să știm dacă sumele din pilonul 3 vor fi garantate pe modelul depozitelor bancare sau ne asumăm un risc atunci când alegem sistemul privat. Vorbiți cu administratorii pilonului 3 și vedeți dacă sumele vă sunt garantate. Uitați-vă în contract și vedeți dacă la sfârșitul stagiului de cotizare veți primi banii pe care i-ați cotizat mai mult sau mai puțin. Dar dumneavoastră trebuie să vă informați din acest punct de vedere, pentru că este un contract între părți. Este o relație dintre o companie privată și un contribuabil. Vă mulțumesc frumos și o să vă rog să lăsăm întrebări și pentru perioada în care îmi voi desfășura mandatul și dați-mi voie, vă rog, să mă retrag ca să nu întârzi. Pot organizați o conferință de presă să explicăm toate astea. Sunt foarte importante și o vom discuta și despre banii.